Liceenii din județul Mureș, care au împlinit vârsta de 16 ani, sunt invitați să participe la maratonul vaccinării în școli, care va începe în perioada 26-28 mai. Aceste detalii despre acest maraton le-am primit de la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș. În perioada 26-28 mai, în parteneriat cu Prefectura și cu Direcția de Sănătate Publică Mureș, dorim să continuăm acel proiect inițiat de instituția Prefectului Mureș, acel maraton al vaccinării. De data aceasta dorim ca el să continue în unitățile de învățământ de nivel liceal. Elevii între 16, 18, 19 ani care încă sunt cuprinși în învățământul preuniversitar pot fi vaccinați. Urmează așadar o campanie, să o numim așa, de vaccinare pentru această categorie de vârstă, pentru această populație școlară, campanie pe care Inspectoratul Școlar o susține și începând de săptămâna viitoare să sperăm că și putem să o realizăm, astfel încât să aibă un real succes ca și maratonul vaccinării care s-a organizat zilele trecute în cadrul Universității de Medicină și Farmacie. În perioada amintită, adică 26-28 mai, echipe mobile să se deplaseze în unitățile de învățământ după un orar stabilit pentru a se putea realiza această vaccinare.